Să mă bată tata, băi, băi Andrei! Să băi Andrei, păi știi unde vrei să le luăm haine amândoi? Cam așa are Tomas, să mergem să azi, știi, fratele meu mai mic. Vreau alții de la Versace. Bă, dar niște atâtași Versace sunt 1000 de euro, ești de mâna ca... S-a făcut plata. Am dat pagubă. Ok, guys, suntem aici alături de Andrei, tocmai ce l-am luat de la gară. El este Andrei. Andrei, zici tu ceva aici, prezintă-te la oameni. Nu știu câți dintre voi îl știți, însă noi ne-am mai întâlnit și am mai postat story-uri pe Instagram. El este chiar un abonat de al nostru, un abonat din ăla top, top, rău de tot, mereu și a membru, mereu și a mărciuri, vine la concerte, e un abonat bombă, rău de tot. A venit tocmai de la Constanța, fraților, a venit tocmai de la Constanța, are 14 ani și a venit singur cu trenul. Fenomenal acest om și cred eu că acest clip merită un mega, mega like doar pentru Andrei, așa că hai să vedem. Andrei, câte like-uri crezi că să se strângă? Dacă facem 50.000 de like-uri... 50.000? Să nu mă arăge acțiunea. Eu îi spun da lui Antonio. 24 de ore. Tu îmi spui da 24 de ore? Au mai făcut oameni chestia asta cu abonată, știi, să-i spună un abonat de 24 de ore. Da, abonată YouTuberului niciodată. Cine știe, poate facem și nebunia asta. Ne începem ziua frumos, tocmai ce l-am luat pe Andrei și Andrei, de acum încolo, ziua o să fie a ta. Tu poți să... Cât e ceasul? Ia să vedem. Cât e ceasul? Este ora 1:22. 1:22, ok. Deci, practic, până mâine la ora 1:22, noi trebuie să ne petrecem ziua. Da. Doamne ajută, sper să fie o zi frumoasă și să nu îmi dea bătăi de cap, Andrei. Să vezi tu, Andrei, ce ia. Hai să vedem ce o să ne zic Andrei. Mi-e puțin cam foame, mergem la Mac? Da, mergem la Mac. Și la Mac ce vrei să stii la Mac? Păi, nu știu, depinde. Mănânci mult sau puțin? Eu mănânc puțin, dar mai luăm și pentru alții. Doamne, băi, dar mai prieten în portbagaj? Băi, ok, hai să mergem la Mac și să vedem ce mâncăm. Băi, sincer, nici eu n-am mâncat astăzi, așa că hai să mergem la McDrive și să vedem ce mâncăm. Mai avem 2 minuțele și ajungem la Mac. Sincer, îmi este tare, tare, tare frică de ce planuri o să aibă Andrei. Andrei este acum spatele camerei. Mă ajută să filmez și eu o să filmez pe el, el o să mă filmeze pe mine. Asta, așa o să facem astăzi, așa o să procedăm astăzi. Băi, Andrei, mi-e frică, sincer să zic. Acum, bine, hai, cât de frică poate să-mi fie, ce poți să iei? 10 sandvișuri, 200 de sandvișuri, 5.000 de sandvișuri, dar totuși. Vedem. Ia zi, Andrei, ce vrei să mănânci? Păi, trebuie că-mi iau 2 McPuișori și un sos și o porție de cartofi. Am înțeles. Băi, da, și eu, și eu să-mi iau McPuișori, deși gen, e cel mai cheap lucru de la McDonald's, gen McPuișori, nu știu câte, 2-3 lei, ceva în genul ăsta. Mi se pare cel mai bun, frate, cel mai bun, plus că e și așa compact, are murăturile alea, bombă, rău de tot. Bună ziua, vă ascult, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau și eu 2 McPuișori. 2 sandvișuri sau 2 combinații? 2 sandvișuri. 2 puișori, Nu, nu, de fapt 4, puneți 4. 4 puișori. Așa, și o porție mare de cartofi din aia noi. Da. Și un sos calipso. Și un sos? Mulțumesc, sour. Și un sos sour. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Băi, Andrei, dar tu ești prea cumint, mă, frate. Să mor eu, deci mi-a cerut 2 sandvișuri, mă, și un suc și niște cartofi. Asta e masă. Și un sos, da? Te rog frumos. Și un sos, atenție. Deci el are dreptul astăzi să ceară orice vrea de la mine. Băi, deci ca să fie clipul cât mai interesant, trebuie să încerc o grămadă de lucruri. Păi, hai să mai trecem o dată. Vrei să mai trecem o dată? Da. Păi de-aia mâncă? Ba da. Păi și ce vrei să-ți mai luăm? Încă 20. De 20 de McPuișori? Să mă bată tata, băi Andrei! Hai că azi mâncăm. Și ce vrei să facem cu ele, băi Andrei? O lună. Nu știu. Le donăm. De când comand eu la Mac. N-am luat în viața mea atât de semișuri. Bună ziua, vreau și eu 20 de McPuișori, vă rog. Altceva? Atât. La prima fel sunt 90 de lei. Mulțumim. Asta dacă le-am comandat era așa foarte basic, gen 20 de McPuișori? Ok. Frate, ca și cum gen daily vine lumea și comandă 20 de McPuișori. Băi, băieți, cu masa anterioară și cu asta avem un buget de 200 ceva de lei. Nu e așa mare lucru, dar 20 de McPuișori pare așa huge, nu? Pare un număr huge. Ca bani nu pare așa mult, dar ca număr de McPuișori pare 100 huge. 100 și ceva până acum. Până acum, să mă bată tata. Și ce mai vrei să facem? Mă mai gândesc. Gata, a venit și comanda 20 de McPuișori. Băi, ești nebun la cap, băi Andrei. Gata, băi Andrei, am mâncat, am băut, ne-am săturat. Am luat 20 de McPuișori și nu știu ce să facem cu ele. Ce vrei să facem acum? Păi, nu știu, să ne îmbrăcăm. Să ne îmbrăcăm? Trebuie să ne îmbrăcăm amândoi la fel. De ce mă vrei să ne îmbrăcăm? Vrei să fim meci amândoi? Da. Vrei să ne potrivim amândoi la haine?
și tu trebuie să spui da neapărat. Nu contează. Să băi, Andrei, păi și de unde vrei să ne luăm haine amândoi? De la YouFit. De la YouFit? Da. Băi, Andrei, ai noroc că oamenii mei de la YouFit au prețuri bune. Da. Că dacă voi să ne cumpărăm amândoi, nu știu, în orice Gucci să mă bată tataie, dă-n... Dar am o surpriză mai târziu. Ce surpriză ai, băi, Andrei? Nu știu. Andrei? Andrei, ce surpriză ai! Gata, guys, noi tocmai ce am ajuns la YouFit, suntem direct în atelierele YouFit, dar voi puteți merge în AFI, unde este magazinul fizic YouFit, să vă cumpărați haine super, super șmechere la super, super prețuri. Ia uite-te printre haine să vedem ce o să folosim pentru clipul de astăzi. Mamă, mă îmbrac meci cu Andrei, nu-mi vine să cred. Mamă, uitați-vă, guys, câte haine. Guys, cam așa arată outfitul. Doamne, absolut genial, mai ales culoarea. Cum stă, Andrei? Stă bine? Da, stă chiar bine, mișto. Păi chiar ai avut o idee bună, mă, Andrei. Chiar Andrei vine cu idei bune. Cam așa arată, mă, să mergeam să zici că e fratele meu mai mic. Ia uite-l, mă, pe Andreiu. Uite-l, bam, bam, da, mă, da. Zi, îți place, Andrei? Da. Îți place? Da, cam mai arată tu, așa, spre Adidas. Ce? Cam urâți Adidas ăștia. Adidas și nu-ți plac Adidas și? Păi și ce vrei să facem? Vreau alții de la Versace. Și de unde vrei să-ți iau Adidas la Versace? Că nu e Versace în România. Ce, mă? Băi, Andrei, tu glumești, nu? Nu. Ai, faci o glumă, nu? Nu. Chiar vreau Adidas. Băi, dar niște Adidas Versace sunt 1000 de euro, ești nebun la cap? Și? Beneficiez prea mult de ziua asta, voi, Andrei. Bă, euro, de unde? Băi, Andrei, îngolești card, ai nebunit? Toane. Ia uite, Mărlanu, ce fericit ești. Fericit, Mărlanule, că-ți cumpărăm da. Versace, a? Ia uite-l. Da, vreau grei, dar la ce sunt ăștia? Nike's. Ia uite la ce se uită al meu. Păi, tu vrei Versace sau Off-White? Să nu-mi spui acum, păi, că îți cumpăr tot magazinul. Vedem, nu știu. Ne mai uităm. Mamă, să mă bată tata, uite unde m-a adus omul. Gata, am ajuns în paradisul lui Andrei. Ia uite, Andrei, aici am o grămadă de perechi care să alegi. Care îți plac, Andrei? A, uite, stai că am mai pus el ochii pe ceva. După cum așteptam, Andrei al meu a zis că vrea Versace și s-a uitat la altă pereche. Ia uite, Andrei, cât costă? Cât sunt ăștia? 3500 de lei? Mamă, Andreiule, mi-ai dat pagul pe la card, Mițu. Gata, guys. S-a făcut plata, s-au luat Adidas și... am dat pagubă. Cei de la Capodopera vor să ne facă un cadou. Deci tocmai ce am ieșit pe ușă cu Andrei și ne-au întors din drum și ne-au spus că vor să ne facă un cadou, o șapcă, să venim noi aici să ne alegem ce dorim și le mulțumim foarte, foarte mult. Când credeam că o să plecăm cu o pungă acasă, am ce plecat cu două, frățioare. Am plecat cu două, băi, frățioare, deci Capodopera este... Capodopera este my favorite, este chiar tare, tare rău de tot, o ador. Păi, cât am stat în Capodopera s-a și înnoptat. Bă, unde mi-e mașina? Bă, era aici. Gen pe bune. Gen pe bune era aici. Bă, unde-i mașina? E acolo. Ce s-a speriat? Tare, s-a speriat rău de tot. Guys, ca să vă faceți o idee, noi filmăm de dimineață. Deci noi ne-am văzut de dimineață și acum este ora deja 5, fraților. Deci e deja ora 5. Ia zi, Andrei, uibește-vă, ce vrei să mai facem? Nu prea aș mai vrea să plec acasă. Pentru că nu avea cum să pleci acasă, pentru că nu înseamnă să plec și eu cu tine, că 24 de ore spun da, gen. Bună idee. Băi, jocul, nu merge la Constanța. Mergem la Constanța. Băi, nu mergi la Constanța. Da. Bine, hai cum mergem. Nu, glumeam. În București n-am la cine să stau. Rămân la tine. Băi, apartamentul nostru încă nu e gata. Deci maxim unde putem sta la studio. Vrei să mergem la studio? Dar studioul gen e la ieșire, da, din București. Gen, facem ceva. Da, și Bibi unde e? Iubita e tot la studio. Perfect. Și filmăm un vlog și cu ea. Dar stai că ea nu trebuie să spună da. A, deci stai că e șmecheră, spune mie, eu o să spun da și eu îi spun iubite. Hai că și o să facă pentru că sunt iubitul ei și mă iubește. Bă, omul e șmecheră de tot. Hai să mergem acasă. Gata, Andreiule, hai că am ajuns și acasă. Bolidul l-am parcat, gata că am alergat astăzi. Ia uite-l pe Ani, ia uite-l pe albăstrelul meu. Codița mea albastră, ce m-a fost tu? Stai să urcăm pe scări să te duc la camera ta, după care mergem în studio sus la iubita. Să vedem ce față a făcut, pentru că ea crede în momentul de față că am ajuns acasă și sunt singur, dar o să aibă o mega, mega, mega surpriză, Andrei. Ești pregătit să vezi studioul? Da. Hai! Bună seara! Bună-i bine! Bună seara! Bună, Andrei, ce faci? Ce faci, Mirea mea? Andrei, vine la concertul meu
Stai, Andrei, de la concerte. Bună, Bibi. Fanul nostru number one, cel mai tare băiat. Ce faci, mă, Andrei, mă? Știi că azi am filmat clipul ăla cu... Azi am filmat clipul ăla cu abonatul 24 de ore. Fac, spun da unui abonat 24 de ore. Acum că ai revăzut-o pe iubita, ce vrei să facem? Să-mi dai contul de Instagram. Vrei să faci live pe Instagram? Da. Hai să-i dau contul de Instagram. Mă, dar tu chiar ai avut curaj să faci vlogul ăsta. Ia, Andrei, telefonul. Hei! Sunt aici cu Antonio Pican, în miniatură. Suntem îmbrăcați la fel, măcar priviți partea. Să mă bată tata, i-am stricat contul de Instagram. Bună! Mi-mi place! Mama, Andrei, a avut idee bună! Deci astăzi, ca să înțelegeți, noi ne facem de cap cu contul de Instagram. Tu îți faci. Eu, da, mai mult, dar participă și Bibi. Frate, o să poate, mai pot, ora 12 noaptea, mi-e somn, Andrei, mi-e somn. Da, vreau să filmăm un TikTok. Nu mai filmezi niciun TikTok. Hai, mă! Te rog, Andrei, te rog! Stai, cum? N-am înțeles. Trebuie să spui da. Da, nu dacă vrei, da. Eu nu mai repara mai fort, că mi-e somn. Mamă, săracu, Doamne! Chiar mi-e somn, am condus toată ziua fără să... Da, dar se vede pe fața ta. Trebuie să o convingi pe Bibi să filmeze ea cu mine. Descurcă-te, nu mă mai interesează de aici. Dar de ce nu mă întreb tu, Andrei? Că nu știu. Ți-e rușine, a? Guys, dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați subscribe la canal. Noi v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!